Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă sunteți în graficul tranzacțiile din Shine. Desigur, suntem în graficul tranzacțiile din Shine Residence 2. Am început campania de vânzare anul trecut în luna septembrie. Până acum am vândut aproximativ 60% din imobil. Mai avem disponibile 4 apartamente cu 2 camere, 2 apartamente cu 3 camere și penthouse-ul. Ne-am acordat aproximativ un an de zile marjă de timp pentru vânzarea tuturor apartamentelor. Am înțeles. Spuneți-mi, care au fost cauzele pentru care ați ales centrul capitalei să construiți blocul Shine Residence 2? Ce v-a atras la această locație? Noi avem până acum peste 70.000 de metri pătrați construiți în zona premium a rezidențialelor și pentru noi a fost o alegere firească să alegem zona asta, mai ales datorită accesului facil către mijloace de transport în comun și toate, să zic așa, beneficiile pe care le oferă zona, cum ar fi restaurante, grădinițe, școli, centre comerciale în proximitate. Care au fost opțiunile de plată cele mai folosite de către clienții care au cumpărat aici până acum? Pot spune că în egală măsură s-au folosit atât viramentele bancare cât și creditele ipotecare. Am înțeles. Câte apartamente mai aveți în acest moment libere în ansamblu, în bloc? După cum am spus, am vândut aproximativ 60% până acum. Mai avem 4 apartamente de 3 camere, 2 apartamente de 2 camere și un superb penthouse. Am înțeles. Spuneți-mi, care sunt plusurile blocului, dacă puteți să enumerați mai multe? De ce ar trebui un client, practic, să cumpere aici? Care sunt avantajele lui? Din punctul meu de vedere, acest imobil este construit excepțional. Compania Dacă Întrebiți o Construcție a fost înființată în anul 1999, acum 15 ani. De atunci are un anumit standard de calitate pe care noi l-am respectat și încă îl respectăm și îl vom respecta în continuare. Eu cred că se evidențiază acest bloc prin finisajele de o calitate foarte bună, atât exterioare cât și interioare. Din momentul în care am început proiectul, am luat în vedere necesitățile clienților, am avut grijă ca compartimentarea imobilului să fie foarte bună, să ofere un confort clienților. Și atunci, cred că este o alegere potrivită pentru clienții noștri. Câți bani au fost cheltuiți cu acest proiect? Fondurile au fost din surse proprii sau au fost și alte surse de finanțare pentru proiect? Această investiție a fost o investiție destul de mare, pentru că noi am achiziționat terenul în anul 2007, când știm cu toții a fost o perioadă de boom imobiliar și a fost achiziționat cu credit bancar terenul, iar investiția construcției propriu-zise a fost din fonduri proprii. Ce sfaturi ați da unei persoane care vrea să investească pe piața de apartamente noi într-un proiect rezidențial? Consider că cel mai important prim pas ar fi achiziționarea terenului. Trebuie să se aibă în vedere, să se aibă foarte mare grijă atunci când se achiziționează terenul, ca poziția acestuia să fie bună, să fie apartamentele foarte luminoase și să satisfacă toate cererile clienților. De asemenea, contează foarte mult ca investitorii să-și gestioneze foarte bine costurile, ca raportul calitate-preț să fie unul corect față de clienți și profitul să fie satisfăcător pentru ei. Proiectul contează foarte mult de asemenea, compartimentările apartamentelor contează enorm de mult să dea la fel ca și aici un plus de confort clienților. Aveți în plan să mai construiți și alte proiecte în oraș? Da, chiar în momentul de față, pot spune că am început, săptămâna trecută, am început dezvoltarea imobilului Shine Residence 3. Se află în zona Fundeni, pe lângă spital. Va fi un imobil, vor fi două tronsoane, 31 de apartamente de 2 și 3 camere. Apartamentele se vor încadra în programul Prima Casă. Vom avea foarte multe promoții, foarte multe oferte speciale pentru viitorii noștri clienți. Vă vom ține informați cu privire la aceste promoții. Campania de vânzare va începe în curând. Prețurile vor începe de la 650 de euro pe metru pătrat util, așa cum este acum în momentul de față proiectul, pentru că este încă în stadiu de construcție. De asemenea, mai suntem în discuții cu câțiva proprietari de terenuri pentru
în vederea asocierii tip joint venture, pe la Unirii, pe strada Traian mai exact, în Băneasa, pe strada Gheorghe Ionescu Sisești și în cartierul Berceni, pe șoseaua Metalurgiei. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, mult succes! Vă mulțumesc frumos!